Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi, Anișoara, ia loc pe canapea. Mă bucur că ne-a prevăzut atât de repede. Da? Așa, luați loc aici lângă fica dumneavoastră. Deci, de fapt, nu știu dacă e întâmplător sau nu este întâmplător, că în acea zi, în acel moment, dumneavoastră erați în stație, eu eram în mașină, m-am oprit, v-am luat și ați ajuns și la vorbe bune. Așa a vrut Dumnezeu. Tot ce se spași, spași cu voia lui Dumnezeu. Nici eu n-am știut ce se întâmplă mai departe. De fapt, drumul meu era dimineață cu totul în altă parte și gândul și totul era în altă direcție. Dar la un moment dat așa a venit să trebuie să merg pe drumul ăsta și așa s-a întâmplat că am mers pe drumul cealaltă unde noi ne-am văzut, ne-am întâlnit și am discutat multe vorbe frumoase care este de folos pentru suflet și pentru creștini și pentru toată lumea din jurul nostru. Chiar și CD-urile pe care mi le-ați dăruit le-am adus echipei. Le-am arătat echipei și echipa a zis, mamă, dar e o poveste foarte, foarte interesantă. Atunci în mașină n-am știut că aveți o fartă atât de frumoasă. Da, mulțumim. Și vă seamănă. Vă seamănă. Draga mea, e frumos să cânti cu tatăl tău în biserică. Probabil tu nu ții minte că n-ai fost prima dată la biserică, că mergeai des cu tata. Dar când ai început să cânti alături de tatăl tău? Chiar de când eram mai mică am început să cânt. Îmi plăcea asta foarte mult și tatăl m-a încurajat. Așa, și uitați-vă ce ochi frumoși, albaștri. Unde îți place ție mai mult să cânti, în biserică sau totuși pe scene când mergeți pe undeva? Mie îmi place să cânt oriunde, am plăcerea de a cânta și o fac asta din dragoste. Așa, din dragoste cântați și vă înregistrați, compuneți melodiile dumneavoastră. Da, așa este, melodiile și textele și muzica le compun pentru creație proprie, ca să spunem la general. Așa. Unde înregistrați? Aveți un studio? Pentru că aici e treabă serioasă. Trebuie un studio muzical, trebuie arend, chirie, plătit, de la bună, alta. De la bun început am lucrat cu mulți care ofereau în chirie. Ofereau în chirie sau cum, nu știu cum, acum că sunt plin de emoții, dar diferite studiouri. La bun început. Pe urmă am dat de marele compozitor și artista poporului, care este un om foarte înțelept și foarte înțelegător și un om de mare cum se credenie, care îmi place foarte mult mereu să lucrez cu echipa asta, Valeriu și Aurica Cordineanu, și mulțumesc că i-a dat Dumnezeu pe fața pământului, sunt foarte brava și foarte apropo, sunt foarte, foarte credincioși, au credință foarte mare și îmi place mereu ca cu ei să discut, să vorbim, să discutăm pe diferite teme și despre cele bune și despre cele ce se întâmplă, și mai bine și mai trist, dar în fine, noi avem o discuție armonioasă, mereu. Când m-am dus prima dată, drumul era cam într-o parte și era complicat ca să ajung încolo, în centru la studio. Și o persoană, când mergeam încolo la studio, zic, mai până și ajung aici la studio, mult, mult e rutiere, schimb, și până și ajung aici, trece mult timp. Și părinte, o să vă deprindeți și ca când a să veniți ca la dumneavoastră acasă. Și acum, chiar într-adevăr, când mă duc la studio, la înregistrare, la Valeriu Curtinianu, chiar și mă duc și în afara studioului, mă duc ca la cel mai bun prieten, ca la cel mai bun, ca la fratele meu. Da, înregistrați muzica în sutană? Da, în sutană. Înainte de asta vreau să vă spun că mama mea a fost o femeie foarte credincioasă și întotdeauna spunea, întotdeauna ca să margă lucru bine, ca să ai marele succes, ca să ai, doar fiecare ne dorim succes să-l avem în viață, fiecare ne dorim ca să cucerim prin succes, să fim stimați, respectați, da. Noi, mama mea spunea, zice, că înainte de asta să bați niște mătăni, să te rogi Marul Dumnezeu la toți sfinții, la toți îngerii din cer, Sfântul Rar Nicolae, Sfântul Vasile cel Mare, număra pe rând la care sfinți. Și la urmă să-i pomenești pe toți sfinții. Și atunci o să fii, ai să ai mare succes și ai să treci, da, prin greutăți, dar în schimb a să fii foarte, foarte marele succes a să fie în calea ta, în viața ta. Să dea Domnul să se întâmple. Eu am admirat vestimentația dumneavoastră de astăzi și să vă spun un secret, broderiile de aici sunt făcute manual chiar de către părinte.
Da, așa este. Dar cum de-ați înțeles asta? Ei, mi-a zis un secret cineva. Da, mulțumesc. Cred că aveți legătură cu Dumnezeu. Da, încerc să am, pentru că încerc să fac bine. Nu am nevoie de rău în viața mea. Atunci când faci bine și când te gândești gândurile frumoase, Dumnezeu vă descopere multe secrete și vă dă multe indicii. Da, e adevărat, așa este. Cât timp v-a luat să brodați totul manual? Și, ca să spunem așa, ideea... Să spunem un an de zile, așa. Mm-hmm. Dar trebuia să-l brodez ca să-l cânt la hramul orașului, mm-hmm. să fie gata de hramul orașului ca să ies pe scenă. Și l-am cusut mai repede decât un an de zile, decât în seară, în fiecare seară, în fiecare și noaptea și ziua. Și puneam petrecic cu petrecic și prin rugăciuni și prin acatiste, prin asta s-a sfințit prin rugăciune și petrecerile care s-au semănat aici pe caftan. Așa, e un caftan. Da, în rusește caftan, dar în română reverendă. Noi suntem așa deprinși, să spunem, păi asta, mai popular. Că nu, noi cunoaștem alte denumiri de vestimentație. De ce mai avem noi aici, în studioul nostru, încă o canapea? Pe această canapea vine vechea dumneavoastră prietenă, Aurica Cordunea, și de fapt și prietena noastră, pentru că atunci când mi-a zis Valeriu, uite, eu am piese registrate cu Aurica, și zic, cu Aurica? Și deodată la mine s-a apărut întrebarea. Salut! Salut, la mulți ani! Cu toate sărbătorile care au trecut și care sunt și care vindem, voi să ne pupăm. Hai să ne pupăm. Ia loc acolo pe canapea și spune-ne cum l-ai cunoscut pe părintele Valeriu. Vreau să zic, bună ziua, dragii noștri, mă bucur nespus de mult că suntem astăzi aici. Ne-am cunoscut de ceva timp, chiar de 10-15 ani undeva. Au fost perioade dificile în viața fiecăruia și așa a fost și la mine atunci. S-a întâmplat așa că, venind la studio, m-am întâlnit cu părintele, ieșea de la Valeriu din studio, m-a oprit, mi-a vorbit o jumătate de oră. Și eu mă gândeam că mă grăbesc, dar după aceea, plecând, am înțeles că așa mi s-a făcut ușor pe suflet, așa era totul bine și s-a pus la punct, toate s-au pus la locul lor, așa. Acea primă întâlnire care a fost, m-ați binecuvântat, mi-ați pus așa mâna, am sărutat crucea și m-am simțit foarte bine, a fost începutul, așa să zic, cred că așa a vrut Domnul. Și relație de prietenie și relație de colaborare, da, pentru că știu, sigur, că în perioada cât Valeriu a fost operat, da, noi eram o echipă, noi eram o echipă, părintele Valeriu, permite să zic așa, părinte, știa, eu sunam, uite, ora 9, ora 10 când începe operația și în momentul acela părintele se ruga până se termina operația, dar eram o mână de oameni. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Mulțumim. Și Angela Căbarășcovan, Ricu Vod, părintele, noi, surorile, toți care eram împreună, am făcut un cerc așa și credem în aceea că atunci când te rogi, cu mai sufletul ales rugăciunea curat, colectivă e foarte, da, colectivă e foarte importantă. Colectivă. Și toate operațiile au mers așa. Părintele nu mai îmi spunea, îmi spui ora când, dacă trebuia să fie operația la orele 9 și ceva acolo se întâmpla, deci îi spuneam, încă nu, încă nu. Și chiar vreau să zic, nu știu, deschid așa o paranteză, dar părintele chiar mi-a spus că au rămas genunchii însângerați de la grăunțe. Se ruga chiar în genunchi. Mulțumesc, părinte. De ce pe grăunțe? Dați-mi voi să vă cuprind și... Vreau Aurica să vă îmbrățișeze. Și Domnul să vă ajute în toate. Sărut mâna. Și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. De ce v-ați rugat pe boabe de grăunțe? Vreau să vă spun care este aici. Noi suntem, ne tragem dintr-o familie de 12 copii. Și... se întâmpla că cineva dintre frați, dintre surori, se mai îmbolnăvea, dar mama era o mamă foarte bună și retrăia pentru noi. Fiecare trecea totul prin trânsa și eram, în primul rând, și foarte credincioasă. Dumnezeu să ierte, nu nici mama, nici tata în viață, dar erau foarte credincioși, foarte omenoși, de omenie foarte mare. Și când avea o scârbă,
de la mănăstire, o măicuță, i-a spus, trebuie să te pui pe grăunță sau pe corș de nuc. Și eu așa, când cineva are o scârbă sau o durere asta, nu vreau să fiu spre laudă că asta a făcut-o Dumnezeu, nu eu, că mi-a dat răbdare ca să fac lucrul ăsta, dar trebuie să te pui pe grăunță și să citești Acatistul și Paraclisul Maicii Domnului, să citești rugăciunea aceea care pentru boală ca să te tămăduiască Bunul Dumnezeu. Și atunci această rugăciune are un efect foarte mare. Eu țin tradiția care a spus-o mama, cum m-a învățat pe mine mama, m-a învățat pe mine părinții mei. Nu fac altceva. Poate și greșesc că fac așa. Dar dacă mi-a spus mama, a lăsat un cuvânt, așa, a zis că, nu, ca un drum mare. Și atunci am făcut și, într-adevăr, este un mare, mare efect când te rogi pe grăunță și pe, sau pe corș de nuc. Aurica, da. Cum este să cânți alături de un preot? E o stare foarte diferită, pentru că e un alt fel de respect decât cu un coleg de scenă, un duet obișnuit. Sigur, așa a fost. Nu a fost simplu deloc ca să accept, pot să zic așa, provocarea sau nu știu. A fost ca un răspuns lui Dumnezeu pentru faptul că m-a ajutat să trec peste multe chestii dificile din viața mea. Și atunci când părintele mi-a propus să facem acest duet, nu am stat la niciun minut, nu m-am gândit, zic, facem. Chiar am avut și ceva concerte, câteva concerte. Veneam la concerte, aprindeam, cum se numește, lumânările, candela, tămâia, tămâiam, eram îmbrobodit așa, zic, azi nu mă îmbrobot, părintele, ia probada, zic, nu, azi nu, că e televiziune, dar sunt emoții frumoase. Așa, da, nu suntem în biserică, suntem în, într-un studio de televiziune. Este pentru mine o onoare, părinte, și mulțumesc mult, nu știu, multă lume poate nu prea înțelege. Multe chestii nu se înțeleg. Eu o fac din suflet și mulțumesc Bunului și Bunului nostru Dumnezeu, Părinte, să vă dea Domnul să ne aveți în grijă și să ne ajutați cu rugăciunile dumneavoastră și în continuare. Și din partea lui Valeriu vă mulțumim foarte mult. Și dumnealui este și compozitor și interpret și autor de texte, de muzică. Ați spus deja, da? Că aveți multe, multe piese. Da, piese, da, două. Da. Păi am primit eu cadou când am intrat la mine mașină, deodată două albume. Nu am auzit, Le avem. Și prima melodie de pe album a fost asta în colaborare cu tine. Și vrem să o ascultăm în aceste clipe și cu voi, cei de acasă. Așa că vă Doamne, cerem de la tine. Așa să fie. Da, noi cerem pace și bunătate și dragoste în lume să fie și mai multă pace. Că e prea multă ură. Da. Noi, tocmai de asta și emisiunea noastră se numește Vorbe Bune, încercăm să aducem mesaje bune, mesaje pozitive pentru voi, cei de acasă. Încercăm să arătăm că muzica poate fi cântată de către oricine. Contează cu adevărat mesajul din spatele fiecărui om care cântă. Un duet atipic aici la Vorbe Bune, părintele Valeriu Golban și Aurica Cordineanu. Țară și popor, milă
ca din cerul sfânt, ore varsă pe pământ. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru a voastră sănătate, să ne ajute El mereu, să avem în suflet pace. Să ne rugăm cu umilință Domnului Ceresc Cel Sfânt, să ne dea El ușurință, sănătate pe pământ. Doamne, cerem de la Tine de boală să ne ferești, de vrăjmași, de dușmănie și de rău cel de veci. Vino, Doamne, ajutor pentru țară și popor, mila Ta din cerul sfânt, ore varsă pe pământ. Doamne, cerem de la Tine de boală să ne ferești, de vrăjmași, de dușmănie și de rău cel de veci. Vino, Doamne, ajutor pentru țară și popor, mila Ta din cerul sfânt, ore varsă pe pământ.